Start recording. Yeah, boys, welcome to the recording. Hai să vedem unde dracu e. Acum a trebuit să... Bă, în dreapta! În dreapta! Stai puțin că trebuie să reglez zăvelele astea. Tu tragi în ăsta din dreapta. Sus. Hai să ți-aprind becurile, că nu se vede nimic drept. Uite, deja ne-a dat foc, jebun. Aoleu, foc. Lasă că mă ocup eu, nu. Lasă că mă ocup eu, tu trage. Lasă, nu contează. Trebuie să alegi găleata să iei apă și pula mea. Dar nu e problemă că mă ocup eu. De tot ce înseamnă reparat și astea mă ocup eu. Tu dai acolo pe părhizeas. Ce e? Ce tip de navă? Slup? Da, e slup, are un catar. Da, e mică, da. Da. Încearcă manevra aia cu foc. Lasă că mă duc mai aproape acum, stai așa. Hai că mă duc mai aproape. Auzi, asta e prima oară când am nimerit. E, până ți-a dus și tu aminte, nu-i problemă. Da. Acum de-abia ne apropiem, dacă sunt prea sus cu tunul. Hai că întorc acum, dereglez. Dacă nu mă duc la... Stai pe dreapta, stai, dă-i o grenadă de foc eventual. Sau sări pe nava lor și omoară scheleții. Poți să faci și asta. Nu m-aș risca, adică nu că mi-e frică, ci că o să pic în apă și noi nimeresc. Păi pici în apă, dar spuneți... Da, da. Dă-i acolo, eu trebuie să mă ocup de... Ce trăgeam harponul înapoi? Tragi cu stânga și pe click dreapta, ți-a apăsat ca să tragă harponul. Pe click dreapta, a? Nu. A, pe click dreapta, da. Ca să trag înapoi. Da, până mă prind eu de chestii... Da, liniștit, că e doar o chestie de... câteva minute până ți aduce aminte. Eu trebuie să repar acum. Ca ce, tu spune-mi pe... unde e nava lor raporta la e în spate, în spate. Ok. Eram deci, below deck, probables, știi? Și asta pe asta de foc, dacă vreau. Nu? Hai că întorc acum. Da, ca să o dau pe aia o să ne apropiem mai mult, să nu ratezi, știi? Da, 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 da. Unde e the beach? Da, pe partea stâng. Nu ai bine, bate lumina prea tare și trebuie să aprind toate astea ca să văd ceva. Cred că se scufundă, da, se scufundă. Merge să luăm. Da, pare că l-am cam bătut-o, dar nu înțeleg cum, naibii, cam e, merge doar luase, de 2-3 ori. Își luase damage. Hai că s-ar putea să mai apară, că era aflit, nu era doar ăsta. Dar o să opresc aici, lângă ea, ca să luăm comoara repede. Da, cu carbonul, Da, da. Dar nu văd unde... E, nu apare chiar imediat, durează un minut. Că vrei să repar și eu sau ceva? Nu, 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 mă ocup eu momentan, când nu mai fac față la apă, zic, să vii să scoți apă. Would require to... Stai, mă, să modific gama asta. Găleata, pe ce era găleata, mă? Lopată, găleata pe 7 era, mă. Unde-i gama aia? Și muniție pentru pistol sau pentru astea de undeva regăseam? E aici, vino o să-ți arăt. Ammo crate, uite. Vezi? Ammo chest. Nu la armory, ammo chest. Da, gata. E în spate cu asta, cu moara, da, e în spate, a? Ia să vedem. Da, hai că întorc acum pe partea stângă să... E foarte aproape oricum. A, da, e super aproape, într-adevăr. Ia-le repede că nu e că mai apare una. Am luat un cufăr. Da, da, auto. Fix lângă noi. Am văzut. Da, pipis. I-am dat foc. Hai că i-am dat foc cu două grenade deja. Ia comoara că nu mai apucăm după aia solo. O pierd. Și așa s-ar putea să se și scufunde aia cu focul. Las-o pe aia, ia comoara, de rog eu, ca să mișc oricum de la valurile astea. Unde și... E, mă, unde e comoara? Stânga sau dreapta? A, m-a murit. M-a murit cineva din prima. Nu stai că-ți dau revive, nu a apăsat pe nimic, da. Că-ți dau revive.
What the fuck? Dar cum dar că am murit din tot? S-a tras, e posibil să-ți fi tras cu ghiuleaua fix pe tine. Fix pe mine, da. La mâncare, pe ce îmi dădeam mâncare? Păi, trei mâncare. Dai pe Q și selecte sus. A, sunt două nave. Da, știam că... Mai e ceva, uite, care plutește. Stai să ne deorientez, să... Mai întâi mănânc. Mergem mai în față puțin. Las că iau eu asta, jewel-ul ăsta sau ce. A, e un storage creator. A, ok, e și ăsta, are multe chestii. Da, trage normal în ei că întoarcem acum. Dacă întorc și ei, de fapt. Da. Nu fac griji că sunt slupuri, nu sunt galleons. Dacă ai o grenadă de foc să le dai la băieți. Hai că le-am dat eu 3. Bubuele cap acolo. Hai că le dau un harpun în gură. Am încercat și eu, dar nu vreau să se prind. Mă ocup de reparat și scos apă, tu trage pe ei acolo. Da. Că nu mai am ghiulele. Să scufundă una, întorc după ea. Da, am văzut. Ți-a dat cu de-aia magică de radar. Am oprit nava, aștept să se apară comoara, deci pe partea dreaptă cred că ai țintă. Au ajuns în spatele nostru. Da, cred că se împărte în jurul nostru așa. Nu văd nicio comoară momentan. Repar. Am văzut o veveriță sau un șobolan ce trage. Un șobolan, șobolan, un bivol. Pe ce... Pe 5, mă, așa. Da, ce bucățoaie mă dă. E doar o navă inamică? Da, momentan da. Ok. Ne descurcăm cu una, ne descurcăm. Repar. Stai că trag eu cu turnul după dreapta. Aștept să intre în range acum. Am văzut o comoară ceva în dreapta. Cam unde e și barca lor, spatele ei. A, uite comoara, da, e în dreapta, nițel, mai văd, mai văd niște cufere ceva. Da, da. M-am distrus. Gata, ai bubuit-o. Da, da. Deci puțin în dreapta sau... Stai că repară tu dacă nu mai sunt inamici ca să scot eu apa. Da, să-ți, da. Sunt multe găuri și... Da. Repede până nu mai apare vreunul. Că n-a apărut un mesaj de end quest, deci... Da, și melodia e ca și când încă s-ar mai întâmpla chestia. Da, încă e foarte dramatică treaba. Aici ai reparat tu... Nu mai văd, cred că am reparat de pe peste tot. Da, 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 ai reparat, ai reparat. Hai că încerc să mă orientez, să văd unde sunt toate comorile astea. Le tot văd în dreapta, tot le în văd, dreapta. Le văd pe astea din dreapta, da, hai că mă duc acolo să... Da, n-am unghi la harpă în momentan.
A, levă pe amândouă, da. Și pe ale alte tot între așa, alții. O să merg între ele ca să avem harpon și pe stânga și pe ele. Am mai luat ceva bun. Hai că trag tu, încerc să trag cu loc. Nu, tot luăm apă, mă, nu vine să cred. În stânga, stânga dacă poți să mai faci, înțel, că nu ajung cu harpon nici în dreapta, nici în stânga acum. Stai puțin, că mi se pare că sunt... Da, da, sunt comori. Da, vreo parcă. Da, în stânga, de orientez acum. Așa, uite, văd. De duc mai în față, imediat. A apărut pe dreapta, oh, și e ghelion. Deci cam trebuie să ne batem. I-am dat foc, lasă-ți în pace puțin. Oricum ăsta o să aibă comoara cea mai mare. Că până și se orientează el, alea, avem timp să mai capturăm din comorile astea. Hai că de întorc acum. Da, suntem cam departe. Adică da, am un da, și de departe de ele. Știu, lasă alea niște butoaie. Uite aici, pe stânga acum. Am luat unul. Imediat, întorc. Dă-i la harpon pe stânga acum. Tot departe. Imediat. Ce? Ai reușit? Nu. E timpul să... Ia. Hai, încearcă să prinzi cutia, dacă nu mai ajustăm. Cred că e departe, nu că nu... Mă omoră, dăm revive. A, am luat cutia, că am reușit să iau cutia. Pe ce-ți dau revive? Pe R, pe F. Unul din pe ele. R, pe F, pe F, R. Jesus Christ. Da, am luat și ultima cutie. Da, și da, bravo, și bravo. Și cel pe aici. Hai că suntem ok. O să încerc să intru într-un curs cu el acum, deci vântul vine din... Pe ce era găleata pe 6, 7, 5? Pe ce găleata? Ți-a apăsat pe Q și ți s-a pare roata cu toate alea. Nu. Aoleu, ce m-a lovit. Poți să scoți apă, da? Da, da. Hai să mă și repar din găurile astea. Hai, mă. Da, mă omoră, mă omoră, dăm revive. Dăm revive repede că ești un player și pe aici. Tu în gură. Unde ești? Lângă turn, sus. Hai. Hai, te-am găsit. Reviving. Aoleu, și era și... Deci... Dar de ce dracu nu merge pe Q și pe asta, așa? E un playership de pirați, trebuie să ieșim de aici. Da, și dă-i niște ghiulele pe stânga, dă-i niște ghiulele. E multă apă? Eu zic, acum nu mai e așa de multă, dar și găuri. Și vreau să mă ocup de cei jos aici mai. Bine, ocupă-te de cei jos, eu o să evadez, încerc să evadez. Ghiulele sau fugi, da. A venit și cârnațul ăsta repede. Bă, da, a venit fix la Ghelion cu aia, unde era comoara cea mai mare. Sunt bă, mă enervează. Deci hai ne reparăm și ne ducem să-l omorâm pe ăsta. A, mă, ce m-a lovit. Ce dracu, a ne-a dat foc. Cred că aia ne-au dat foc. Da, da, da. A, e pe navă, e pe navă, e pe navă, da. Bă, și nu mai am mâncare, futul în gură, mă. Unde dracu, mă, bă, lăci, l-am... A luat foc, a luat foc. S-a aruncat de pe barcă. Dar încă nu, încă e aici, în apă. Da, a lăsat ancora, trebuie să ridic ancora. Ocupă-te de ăla ca să poți să ridic ancora. Ne-a tras ancora. Trag, n-am tras în el de câteva da, ori. Da, o să urce, uite-te la scări, că vrea să urce înapoi. Mă uit, da. Mai trag și eu aia cu... Da, știu, mamă, și m-a lăsat. Ia în spatele meu, vino! M-a dus să iau mâncare. Unde-i, mă? În spate, sus, da, la ancora. Da, am văzut, am urât. Bă, ce singură bucată mi-a dat și pe mără. Rasa, mă, tine.
Trage la catarg. Vino, ajută-mă, ajută-mă. Ești mort, mă, am zis că am murit. A, n-am auzit. Tot sus. Păcat, păcat, mi-ai și pula în el. Gata, m-am dus la Fedi of the Damned. Tu zrasa, măi, unde ești, mă? Mă omor, că mi-a ieșit pula, bă, ce-a venit, mă. Pe mine am spanat acum pe barcă. Perfect, scoate. Aoleo, nu, că ăsta e în continuare aici. Da, s-a scufundat și barca. S-a scufundat. Dar l-am omorât și pe el. E, da, dar el n-are niciun scuze. Degeaba, știi, căcat. Da, s-a scufundat barca, gata, s-a scufundat. Asta este, e vius. Noi mergem mai departe. Ne-a luat nașpa, știi? Ne-a luat nașpa, că nu eram nici... Nu ne așteptam să vină chiar așa. Eu l-am văzut, dar am crezut că mai avem timp. Dacă plecam de imediat, cum l-am văzut în secunda aia. Am mai stat 10 secunde și-a apropiat mult. Ah, mai, eu încă mă bat cu ăștia aici, dracu. Bat-te. Care se scufund și băie. Da, ei scufundă, ar fi super. Au, m-am omorât, căcat. Știam că... Ce dracu, și un rechin, era și un rechin. Apar rechinii, da. Hai de pula mea. Da. Da. Asta e, welcome to Sea of Thieves, nu problemă. Next. L-a dat cu pumnul într-o... Se pară sau ce trebuie? Zici că dădea cu pumnul într-o bărcuță din aia. Te-a murit de două ori, deja. Da, eu aproape că-l făcusem pe ăla, dar știi care a fost chestia? Mai dacă îi mai dădeam două săbi, îl făceam, dar m-a prins cu blunderbuss-ul sau cu ceva de mă omor instant. De-a băgat și pe tine pe insulă aici? Eu sunt la Fairy of the Damned acum. A, o să vii și tu acum, de curând. Dar aș mai face o misiune de-asta, că ne duce în altă locație și e mișto. Hai! Dar faza e că trebuie să ducem la un port să ne mai aprovizionăm sau ceva. Uite, n-avem de... Adică ghiulele am avea, ia să vedem cât lemn avem. Lemn avem și nici mâncare, dar ne trebuie astea. Ia, unde suntem, mă? Bă, văd o navă de pirați aici, nu știu dacă sunt ăștia. Ăia s-ar putea să fie, dar... Port Merrick e cel mai aproape, mergem la Port Merrick. Aia acolo, da. Ești pe navă? Da, da. Ești, dacă nu erai, tot plecam și de... Vine cu sirena. Ia uite, mă, de-ai făcut schelet. Cum n-ai de-ai făcut schelet? Cum să fiu schelet? E schelet, mă, e schelet. Ți-a dat un curse ceva. E un curse ăsta de ești schelet. Serios? Da, da. Bagă-ți mâncare, lemn în inventar, ghiulele, că nu se știe ce apare pe aici. Da, și de vârf. Mi-am port Merrick ăsta e la mare. A, și apare și event de Skelly Fleet, dar eventul ăsta de Skelly Fleet, nu știu ce să zic, că atrage toate muștele. Trebuie să mergem la port, pe partea la altă, da. Și să luăm și stack din ăla de Gold Hoarders. Ori doar fi nimerit scheleții aia cu vreo ghiulea de aia magică de ți-a dat curse. De apă. Ce? Și acum mai sunt toți scheleți? Da, și știu că citisem undeva de curse-ul ăsta care, nu știu, îți dă niște chestii și nu știu cum să scapă de el așa. Da, dacă m-am uitat acolo la customization, apărea că sunt om. Da, bă. Erai om. De fapt, toți suntem și scheleți și om. Același timp. A, fail, dar acum a dat fail la quest. Nu, nimic, mai încercăm o dată.
Bași tu niște harpon să ne tragi, dar mai în față, nu, aici e, nu la poarta asta de lemn, imediat după. O să... Mă urc în catarg să văd ce se întâmplă, să nu vină cineva pe noi. Să ești cel mai mare oraș. Să zici pe unde se dau cu catargul ăla, cu catargul, cu carponul. Dă-i de pier, ca să ne legăm de pier. Aici? Ia. Yeah. Da, da, acolo. Chiar mai e spre scara aia, că după aia de și apăs pe click dreapta, dar nu se trage, mă. Ți-a apăsat. Păi ține apăsat pe click dreapta, nu se întâmplă nimic. Uite, mă, că se trage. A, acum se întâmplă. Dar durează puțin, nu imediat așa. Perfect, perfect. Să cumpărăm... uite aici, bait crate, wood crate, storage crate, cannonball, deci fruit crate odată. Și mă duc și la aia unde ai găsit tu să cumpăr și pentru provizii interne, știi? A pus, cumpăr și eu între timp. Te duci tu la aia? Ok, vezi că e mai pe partea cealaltă. Cred că am găsit-o. Da, am găsit-o. Și după aia trebuie să mergem la Gold Hoarders ca să... să ne luăm steag. Oricum, te-ai descurcat foarte bine după atâta timp. Ai intrat direct în treabă. Unde este, mă, Gold Hoarders ăsta? Am cumpărat toate alea. Nice. Captain Capsize. Capsize Charter. Era aici un indicator care ți arăta unde-s fiecare, da. Așa, uite că l-am găsit. Deci în direcția aia. Gold Hoarders, Northwest, cross the bridge, ok. Quest for Guybrush. Ah, Guybrush Trip, astea sunt Tall Tales, da, nu știu de care e faza. Ai găsit Gold Hoarders? Acum mă uit. Aici este Reaper și ascunși. Te-am sus pe aici. Este în, tot în sectorul ăsta undeva. Mamă, a venit și furtună, dar mai... nu e chiar lângă noi. A, gata, i-am găsit. Este chiar în capătul ăsta. Mă vezi? Hai de timpurim. A, eu s-a apărut timpurim. Da. E partea aia altă față de unde eram eu. Ajung imediat. Da, dar nici eu nu mai știam, stai liniștit unde... Asta e cel mai mare oraș și e puțin confusing. Așa, și unde e? Aici? Aici, unde e cheia asta. O să te uiți la recording să vezi ce schelet verde ești. Unde e, mă, cuțit? Aici, aici. Aici e masa. Ah. Da. We are representing, representing, representing. Ce dracu de o cască în home ăsta? Am pus wood crate, uite, aici. Și fruit crate-ul îl pun aici, lângă... Da, oricum, le-am provizionat și eu ce era de aprovizionat. Plecăm, da? Da, da. Ia chestii și în inventar, nu? Nu fiu o idee. Da, trebuie să ai tot timpul maximele în inventar. Hai să ieșim din range-ul la furtuna asta.
Stai să trag și o perdeaua, că prea...